Bun găsit la Observator Update. Sunt Sonia Simionov. Este ora 10. Iată cele mai importante informații ale momentului. România numără astăzi 906 cazuri de coronavirus și 17 morți. Un bilanț venit la exact o lună de la anunțul primului infectat de pe teritoriul țării noastre. La ultima informare au fost raportate oficial încă 3 decese ale unor persoane confirmate cu COVID-19. Un bărbat de 63 de ani din județul Neamț care era internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și din Iași și două femei ambele cu vârste de 70 de ani internate la Spitalul Județean din Suceava. 8 dintre cei 17 morți sunt numai la Spitalul Județean Suceava. Următorul bilanț va fi comunicat la ora 13. Astăzi, la ora 17, guvernul urmează să aprobe măsurile privind amânarea plățiratelor la bănci, într-o ședință de guvern. Iată declarația președintelui. La cererea uh, cei, celor care au datorii la bănci, Plata ratelor se poate amâna cu până la 9 luni, deci, practic, ratele pot fi amânate până la sfârșitul acestui an. Claus Iohannis a mai spus că executivul a pregătit deja o ordonanță de urgență care să permită persoanelor fizice și juridice să amâne la cerere plata datorilor la bănci. 45 de tone de echipament medical au ajuns astăzi pe aeroportul Otopeni cu o aeronavă NATO. Avionul militar C-17 a transportat din Seul 100.000 de combinezoane de protecție pentru personalul medical de urgență din România. Avionul este operat de Baza Aeriană Papa din Ungaria, dar unul dintre comandanții misiunii, locotenent Comandor George Crăciun, este pilot al Forțelor Aeriene Române. Transportul a fost efectuat la cererea Ministerului Apărării Naționale. 190 de români au revenit aseară din Italia cu o cursă tarom special destinată acestei misiuni. Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Transporturilor au facilitat această operațiune. Este vorba despre lucrători sezonieri afectați de restrângerea drastică a activităților economice, dar și de români care erau pe teritoriul Italiei în situații deosebite, precizează autoritățile. Toți au intrat în carantină instituționalizată pentru următoarele 14 zile. Între timp, bilanțul la nivel mondial a ajuns la peste 472.000 de infectați și aproape 22.000 de morți. Italia și Spania au înregistrat numai ieri aproape 1400 de decese, în timp ce China a raportat numai 4. Atât de la Observator Update, ne revedem în ora următoare sau de câte ori se întâmplă ceva semnificativ. Vă dăm întâlnire și în direct pe Facebook, dar și pe site-ul nostru sub hashtagul Observator Update. Dacă aveți imagini sau informații care pot deveni o știre, le puteți trimite la numărul afișat pe ecran. Fii observator!